Salutare și ne v-am regăsit la un nou episod alături de mine, după cum v-ați obișnuit deja. Flavius Câmpeanu, salutare tuturor! Astăzi am intrat și în era peciurilor, bănuiesc că v-au terorizat până acum. Ce porți azi? Ce porți? Băi, nu știu, rachetă cu ceva. Tu de munte, de munte, duci la munte. Da. Bun, hai să dăm drumul la treabă, să vedem ce avem azi. You might think I'm staying in just any old hotel room. Well, let me tell you something, I'm definitely not. It might appear that way, where I have a bed, there's a bathroom, there's even a little lounge area over here where you can lounge. But if you look to your left, there is a Porsche Taycan charging on the sixth floor of my hotel. This has been the car that I've been testing in Germany this week. And, well, I'm charging it right here off the balcony overlooking the Frankfurt airport. I think this is absolutely insane. I drove by the hotel on the Autobahn right over here the other day and I said, I gotta go check this place out. I found it on hotels.com, or you know, you can use any booking service. It's called the Be Mine. Not sponsored. I paid $214 for the room with taxes. Doesn't seem bad at all. And here we are charging. Nu cred că ai zis $14 sau $14, cât ai zis camera? Nu. Mai dăm o dată. Dar cu ce a urcat mașina acolo? Bănuiesc că în fața mașinii, dar uite, dacă te uiți, cred că e un lift acolo, exact, care erau niște uși. Exact, în fața liftului și mi se pare că... Cum e, mă, să te urci la hotel cu mașina? A lăsat-o cu motorul pornit, care farul le-a prins. Cum e, să urci în hotel cu mașina? Băi, asta e o treabă foarte bună, doar că este un consum absolut inutil de spațiu. Pentru că fundația tot o faci, parcare subterană, dacă faci, fiți oricum acum, faci. Fiți acum, te zici, stai și... cu mașina la... Da. Și bănuiesc că dacă ești mai jos, sau mai fi și alții deasupra, nu poți să dai seama. Nu, mă refer mașini. Mașini, păi da. N-a pus dormitorul aici să ai priveliște, nu, mașina să ai priveliște. Am fost odată la un hotel care avea, ăsta e un balcon, avea, așa cum e mașina pusă cu geamuri așa, bine, era foarte sus etajul, și acolo era baia. Că era totul de sticlă, dar era de sticlă numai să risc spre exterior, spre interior nu se vedea nimic. Și spre exterior era totul sticlă. Distanță tot așa de mare, probabil îți trebuia vreo lunetă serioasă de aia cu care vezi luna. Să vezi pe ăștia prin baie, dacă ai plăcere din astea. Știi ce mă amuză pe mine acum? Contrastul ăsta din legea care tocmai a intrat cu mașinile care nu mai au voie pe feribot, mașini electrice. Nu știu, bagă mașina electrică în camera. Îți dai seama că dacă ia foc vreuna de aia, e treabă serioasă acolo. Da. Dar oricum, ideea e super mișto. Super mișto. Da, lângă aeroportul din Frankfurt. Super mișto. Asta e o idee să-ți faci și tu în casele alea pe pământ. Exact, poți să-ți faci treaba asta liniștit. Da. Nu mai e mașina acolo, folosești balconul, terasă, adică... Da. Da. Să fii chiar conducătorul tractorului? Da. Bravo, băi, tata, ești bun. L-a cocoșat un pic. Băi, da, a trecut tractorul peste el. Omul nu are nicio problemă. A avut noroc că l-a prins doar pășirea spinării și nu i-a rupt niciun os. Doamne. Nu, că a venit și pe picior puțin. Da, da, acum. Bănesc că are, nu cred că avea de 200 de kg la 300 de kg. Nici atât probabil. Tot sunt mulți, adică dacă îi prindea piciorul sau mâna într-o zonă asta... A avut noroc. Băi, tata, e căzut telefonul. L-a prins ca pe melc. Da, omul e relaxat, probabil că a mai trecut cu tractorul peste el de câteva ori, adică nu e prima dată când se întâmplă asta. Nu părea șocat. Da, s-a ridicat, s-a scuturat un pic și a dreptat oasele ca asta, Iron Man. Îți dai seama ce limba e asta, turcește. Da. Știi cum cade ea prin filme, Nemuritorul, prin alea, cade de la etaj sau duce mașina peste el, se dă jos, se îndreaptă oasele, troznește puțin, așa a făcut și ăsta. Adevărat. Trosc un pic, hai mă să mă duc să opresc tractorul, că ce știe pe unde ajunge. Deci vezi, nu doar în filme se poate. Da, deci exact, uite, își îndreaptă un pic oasele. Mamă, și gata, nu mai nimic, se la volan. Da, bun. Na, dacă ziceam că există așa ceva, mă crede. Asta e parodie după ăsta, cum îi zice, după Cars. Da, unde intră la cu mașina într-o dăsă și urmărește o combină pe acolo. Cine se gândea că facă așa ceva cu combinele astea? Dar ce costuri sunt aici, îți dai seama, cu toate astea, să le fărâm toate acareturile alea și pe aia să le pui la loc, altele noi? Doamne, da. Bravo, doamne.
știu, aveau multe de astea dezafectate, ce ai spus, bă, știu eu ce facem, că e fiat în mare afacere. Da, că practic la cât fumul iese din ele, nu prea merg mult. Trebuie să merg aici, da, o oră, o jumătate de oră. Tare treaba, îmi place. Da, mi-ar plăcea să vă dai. Și eu aș merge, chiar asta mă gândeam, acum aș merge la așa ceva. Da, ăsta tu mi l-ai trimis. Da, băi, deci asta mi s-a părut, băi, deci asta mi s-a părut cea mai tare ever. În primul rând n-am înțeles de ce l-au pus cu fundul în sus. Asta e prima pe care n-am înțeles-o. Deci de ce trebuie să-l pună cu fundul în sus? După care îl pun pe scuterul ăsta. Eu în primul rând am crezut că o să cadă ori în spate, ori în față, ori într-o rână, să duce scuterul cu ăsta. A ținut, nu e problemă. Băieții sunt, dacă vezi, așa. Păi omul să suie pe el. Așa? Ai vrut să-l țin așa? Na. E bine așa? Și asta mi se pare și asta și mai tare. Bă, cu ăla pe el, îl pornește la pedală. Deci, băi, forță. Și ăla nu cade de acolo, stă. N-a luat. Ai trebuit să-i pui contact. Să prind așa? Nu, că îmi sucez mâna. Nu stau bine. Așa, hai. Dar vezi, ăștia sunt îngrijorați toți pe lângă el acum când pleacă. După care lumea nu mai are treabă cu el. A dat jos de pe cric. Uite acum, pac, s-a dus într-o parte. Să știi că n-am apucat să mă uit până la final. Nu zic că pleacă cu el. Stai, răbdare, stai puțin să vezi. E super tare ce se întâmplă. Super tare. Mi s-a părut, asta e vârful. Deci mai tare ca asta n-am văzut până acum niciodată. Nimic. Omul a plecat cu el, e emoționat că îl filmează, dacă vezi are puțin de stage track, adică omul e așa. A plecat și acum mi s-a părut aici, mi s-a părut faza cea mai tare, este că trece peste niște linii de tren. Uite, care sunt praf. Cu toate astea omul relaxat. Fii atent, trece peste ele, hap, și cu spatele, pionier. Uite. Și acum se încadrează în trafic, nene, relaxat omul. Și la un moment dat m-am oprit și eu, dar cred că îl filmează și n-am ajuns la destinație. Stai să vedem, că pe aici m-am oprit și eu, nu m-am uitat. A plecat omul. Doamne, măicuța mea, dacă auzit așa. Păieții după el, ia fii atent. Doamne, măicuța mea, dacă auzit așa ceva. Dar fii atent că merge, adică, ia uite, a trecut și peste din astea de reducerea vitezei, frumos la trecerea de pietoni. Am vrut să o chem pe Lorena, să-i arătăm și... Nu, deci asta e cea mai tare, deci asta este ceva... Nu se poate așa ceva. Frate, așa se transportă mobilă. Mutăm în orice condiții. Vezi că ăla mai vine peste el din când în când, mai pune o frână. A intrat pe macadam, deci gata. Cu asta așa câștiga respectul tuturor motocicliștilor. A intrat și pe macadam. Pe mine m-a lăsat fără cuvinte, zic sincer. Și mai era o bucată, vezi, din restul de dulap. Deci, ți-am spus, deci când am văzut, nu mi-a venit să cred. Este cea mai tare filmare și mers cu scuterul, am mai văzut, cu 5 copii, cu saci, cu vacă, bagaje, cu cal, cu o capră urcată, bă, o bivoliță. Păi, dar să mergi cu dulapul ăsta care era evident într-un echilibru complet instabil, adică putea să ia într-o rână în orice clipă. Nu, tată, omul a ținut, a mers cu toată distanța, a trecut și peste denivelări, peste linia de tren, a intrat pe macadam, omul a fost, ce vorbești, mă? Super tare ăsta. Deci super tare, super tare. Deci a pus ăsta cu craci în sus. După aia este în acest echilibru instabil. Pornește scuterul la pedală, da? Deci îi dă 3-4 pedale fiind urcat pe el. Acum pleacă, trece peste linia de tren, care nu e o linie de tren din aia smooth, așa. Și mai ține dulapul lăsat. Ține dulapul lăsat pe el, comună, pe el. Pune frână și... Da, așa e, încârcă îl ține. Uite, trece peste linia asta de tren care e ca după război. Păi eu dacă treceam pe acolo, cădeam numai cu scuterul, fără nimic. Așa, deci trece peste aia, omul liniștit. Ha, te-a trecut. S-a mișcat un pic ăla, l-a ținut. Mai intră în trafic, probabil ăia în trafic n-au nicio treabă, l-au văzut cu dulapul ăla. O zi normală. Bun. Nu e problemă. A luat omul, a plecat liniștit. Crengile astea nu-l impresionează.
Așa. Vezi că face și viraj, ocolește gropi, a trecut peste denivelarea aia, de trecere de pietoni, uite aici era ocolit grop frumos. Ia și viraje liniștit. Și după aceea dă lovitura de grație, intră și pe macadam. Ce o să mai e? Nu mai e. Ia uite. Ha. Da, deci pune mare să fură cuvinte astea. Deci nu ne-a să mai zic. Și tata tu mi-ai. Păi da, pentru că la asta m-a uimit, în primul rând, cum au pus mașinile astea și în al doilea rând ar fi trebuit să ne dea și nouă un videoclip cum au ajuns mașinile în partea aia. Ce e pe partea că ușile, oglinzile, pentru că da, le-ai prins cu coardele alea, nu e nicio problemă. Sunt prinse, da, dar ele se mișcă. Se mișcă din suspensie, ele se mișcă acolo. Da. Ăsta îl bate pe ăla cu 25-30 de mașini tare. Da, uite-te, aia, deci după ce sunt astea trei care sunt puse pe uși, după aia una aici a pus-o pe burtă, uite. Una asta stă pe burtă. Peste alta și aia da, stă pe da, ea. Da. Deci oamenii sunt, că le duc la ceva, la distrus, că altfel nu poate să apară întregi. Da, că nu, chineză, poate. Și ăla cu supraetajatele alea tot la chinez era. E, da. Da, deci se poate. Da, omul și-a făcut treaba ca lumea. Uite-te și tu câte covorașe are pe lateral, ce-i pe ușile templu alea. Direct. Doamne, uitați-vă ce e acolo. E incredibil. Sunt glumă că-i templu, dar cred că chiar e un templu ceva. Ce-a făcut omul aici? E ca un elefant din ăla, știi, care... Da, exact. Care împăratul sus acolo. Și uite, și-a pus și fierbetonul ăla, ți-n aibă în fața acolo, țepușele alea. Băi, frate, aici are un gard frumos de fier forjat. Uite, vezi? Da. Băi, tata, da, o avea și clopoței și tot ce trebuie. Are tot ce vrei tu acolo. Dar știi că acum vreo două dăți am pus pe unul care avea înăuntru și televizor și tot felul de chestii. Ăsta l-a rupt. Tata lui. Nu, deci ăsta la trei ture i-a dat. Îți dai seama ce o avea înăuntru dacă așa e pe din afară. L-a rupt. Păi înăuntru... Nici nu mai vede, e beznă. Uite, nu vede nici așa, uite, ce-i pe parbiz, uite, ce-i de parbiz. Și de la oglinzi până la asta, uite, a făcut o arcadă acolo frumos, poți să pui o vie, poți să pui o ceva. Nu pot să cred așa ceva, oamenii sunt foarte tari. E pe piele măcar, să știm o treabă. Da. Așa. Îți asun, când dai decapotabilul și-l lași afară. Ai luat pisică prințesă, nu că e, cred că e pisica lui asta. Poate că are zgardă că are pisica, da? O zgardă ce pare destul de scumpă, nu e o sârmă din gard. Ce le mai place pielea aia, mamă, ce le mai place să-și bagi omile. Da. Și el când vine acum bucuros cu decapotabila și vede ce s-a întâmplat acolo. Da, pisica n-a, adică... Pisica n-a vrut să plece de acolo. Ea a stat cu minte, s-a jucat. Dar s-a prins că o filmează. Avea probabil o strigă. Ai înțeles ce se întâmplă, da? Da. Și vreau să zic că sârmele astea prin care trece curentul la tren sunt așa, cam două de groase, adică nu sunt... Și mai au și chestiile alea... Liță de aia de... Da. Păi se aud lovituri serioase. Le-a făcut pe toate frumos. Oricum, mă, nu sunt asigurate astea care... Unele da, unele nu, dar majoritatea da, sunt asigurate, dar îți dai seama atâtea mașini a nebunit. Deci ați lovit ce? Ați lovit câte mașini? Toate. Un tren de mașini? Tot pe toate. N-a scăpat niciuna. Asta e la nemți? Că stai să vedem, că vă auzim limba și limba vorbește. Stai la nemți? Da. Cred că da. Stai să vedem. Da. La nemți, da. Mamă. Dar treaba e foarte periculoasă cu sârmele alea pe acolo. Mă gândesc. Mai ales că trec 24.000 de volți pe acolo.
Deci vezi, și la nemții sunt treburi bine făcute, nu doar la noi. Zice un prieten de-al meu, nici nemții nu mai sunt ce au fost. Să știi. Flavius, cam asta a fost pentru săptămâna Băi, asta. Băi, super tare, mi-a plăcut mult. Ne vedem cu următorul episod, săptămâna viitoare. Mulțumesc, pa, pa. Andrei, până la următorul, știți, conduceți cu grijă.